Severinenii s-au săturat de disputele politice care au frământat România ultimelor luni, așa că nu sunt de acord cu acțiunea Curții Constituționale de a amâna un verdict în cazul referendumului. Oamenii simpli consideră că joi ar fi fost cel mai bun moment pentru a pune capăt acestor divergențe care au creat o imagine negativă țării în Europa. Trebuia să iau o hotărâre acum, acum era momentul. Ce credeți că urmează pentru România faptul că s-a amânat această decizie? O mai lălăim așa o tură, ce să zic. Se lungește boala. Atât am. Este un lucru bun pentru România? Nu este și ne-am pierdut și speranța că va mai fi. Este un mare dezastru pentru țara noastră. Ar trebui să facă ceva pentru țară ce mai bun. Pe de altă parte, severinenii sunt de părere că membrii Curții Constituționale au luat o decizie bună când au hotărât să amâne data la care se va decide rezultatul referendumului de duminică. Astfel, magistrații au timp suficient pentru a vedea cu exactitate dacă procesul electoral a fost fraudat sau nu. Poate unii n-au fost prea hotărâți, alții au greșit. Poate acum va lua o hotărâre mai precis. Vrea să mai amâne, să ia toate datele. Dacă aveau puțin curaj, chiar anulau și invalidau referendumul și mai dădeau încă o dată. Nu mai făceau. Curtea Constituțională a României a amânat luarea unei decizii în legătură cu rezultatul alegerilor de duminica trecută, inițial până pe 12 septembrie. La scurt timp după aceasta, magistrații CCR au decis să se întrunească pe 31 august pentru a lua o hotărâre în acest sens.